Tare bine v-am regăsit la un nou clip al cărui titlu încă nu-l știu, voi probabil deja ați văzut. Uh, ideea este că m-am gândit eu să filmești genul acesta de clip azi dimineață când am văzut pe chiuvetă Foreo și zic băi stai așa că eu nu am împărtășit cu oamenii din comunitatea mea, cu fetele și băieții, um, ustensilele obiectele pe care eu le folosesc când vine vorba de orice rutină, make-up, skincare și toate chestiile astea. Așadar, despre asta vom vorbi astăzi. Ustensile, obiecte pe care eu le folosesc ca să-mi simplific cumva rutinele. Și dacă tot v-am vorbit despre Foreo, vreau să vă, vor... să vă vorbesc, mă rog, vreau să vi-l prezint așa mai aproape. Eu l-am pe, nu știu ce am Luna Mini 2 este acela care se încarcă. Îmi place foarte, foarte mult, dar despre acesta v-am mai dat eu detalii prin clipuri. Știu că nu este accesibil ca preț, de aceea am găsit o variantă mult mai ieftină. Deci, în cazul în care nu sunteți obișnuite cu acest device. El este folosit pentru a-ți curăța foarte bine tenul, aplici un gel ceva de curățare, el face spumă, vibrează în momentul în care trebuie să schimbi porțiunea de față pe care o masezi, obraji, bărbie, frunte, nas, etc. Îmi place foarte mult, dar cum vă spuneam, din cauza faptului că nu este atât de accesibil, am găsit o variantă mult mai ieftină. Într-adevăr, manuală, să zic, dar face o treabă super bună. Deci, prima oară vreau să vă spun că îmi place super mult Foreo, vi-l recomand dacă l-ați încercat, aștept să-mi spuneți și părerea voastră, eu sunt super mulțumită de el, îmi curăță tenul bine, m-a ajutat foarte mult și cu acnea, îmi curăță tenul exact așa cum îmi doresc. Dar, a doua ustensilă, bine, eu le-am pus pe același loc, cumva v-am spus, sunt înlocuitoare, să zicem. Am cumpărat această spatulă din Sinsai pentru treaba asta, mă rog, pentru spatulă. Eu am o cremă de noapte de la... pe care o folosesc de la Oriflame și e din aia în borcanaj. Nu vreau să-mi bag degetele acolo, de aceea prefer să folosesc genul acesta de spatulă. Am căutat peste tot, n-am găsit nicăieri. Când am văzut-o în Sinsai, am cumpărat-o dar nu am dat nicio importanță acestui capăt, care, uitați-vă, arată ca o periuță asemănător cu perii de la Foreo. Pac, pac. O aveam uh, la baie și am zis hai să o încerc o dată pentru a masa foarte bine zona nasului. Nu vreți să știți, de fapt vreți să știți cum, cum lasă tenul. Super curat, dar uh, nu, nu este foarte agresivă peria asta. Perii, de fapt, nu, nu rănesc în niciun fel tenul. Dacă aveți tenul uscat, cu siguranță o să vi se potrivească. Îmi place foarte mult, v-am spus. Mi se pare un locuitor perfect pentru Foreo, doar că nu... Uite! Nu își face treaba singur și trebuie să miști tu foarte bine, dar nu mă deranjează chestia asta. Cu siguranță când voi pleca pe undeva nu stau să car cu mine Foreo, deși nu ocupă mult spațiu, dar poate lui, cine știe ce se întâmplă, iau chestia asta ca... Um, în bagaj a fost foarte ieftin, nu știu, până în 10 lei merită să o încercați. Apoi, vă mai vorbesc un pic despre acest roller, nu știu dacă să-i zic roller, chestia asta de la Oriflame, care are o bilă în capăt, este folosită, trebuie să merg să o spăl, dar am lăsat-o să vedeți și voi. Este practic acel, acea ustensilă pe care o folosești în momentul în care ai super mult sebum pe față. Spre exemplu, eu dacă m-am machiat acum și dimineață, pe la 3-4 începe să-mi strălucească tenul din cauza faptului că eu am tenul gras. Dar nu mai folosesc șervețele, știți că sunt acele folii pe care le aplici și ți se ia excesul de sebum, da, excesul e îndepărtat, dar ți se duce și fondul de ten. Eu cel puțin asta am pățit. Dar de când folosesc bila asta, deci nu mai am nicio problemă. O iau cu mine oriunde, în geantă, peste tot, vin cu ea și îmi fac chestia asta pe ten și imediat se, se duce. Uite. Deci nu e absolut deloc fondul de ten, eu nici nu pun o cantitate mare de, de fond de ten, nu l mișcă absolut deloc, ci absorbe pur și simplu sebumul, mă încântă. Și plus că e o plăcere să o folosesc, face un masaj grozav. Foarte mult îmi place. Se curăță super rapid. Deci așa arată ea. Imediat vă arăt. Și trebuie să deschizi chestia asta. O să cadă bila de aici. O speli sub robinet. Se spală super ușor. Eu folosesc gel de curățare pentru, pentru ten și rezolv problema. Se usucă la fel foarte repede. Îmi place, îmi place multe tot. O găsiți pe mai multe site-uri, nu doar asta de la Oriflame, am văzut-o și pe Shein și pe AliExpress, mult mai ieftină, deci merită să o încercați. Următoarea ustensilă despre care vreau să vă vorbesc este o descoperire recentă, să zic, recentă. Mă rog, de când am început eu toată treaba cu fațetele, cu îngrijirea mai profundă a dinților, este vorba despre această oglindă pe care cu siguranță ați văzut-o în cabinetul medicului vostru stomatolog. Așa arată ea, are și o chestie din asta în capăt, o spatulă, dar eu nu o folosesc, ci doar oglinda. Am căutat-o în foarte multe locuri, la un moment dat am văzut-o în farmacia TEI, dar când să o cumpăr și eu era sold out. Așadar, doamna Dana, medicul meu stomatolog, la care merg de foarte mult timp, a fost drăguță, mi-a dat și mie o oglindă din asta și repet, nu aș mai putea să-mi îngrijesc dinții fără ea. Este extrem de utilă, vă ajută foarte mult în curățarea dinților. Pe partea interioară, să zic, deci nu te uiți așa, ia să văd și eu cum am dinții. Nu, ci pur și simplu o pui aici ca la stomatolog și îți vezi dinții, îi poți curăța mult mai bine și cu periuța de dinți și cu ață dentară, cu irrigatorul, nu știu dacă vă ajută și oglinda pentru că o veți stropi. Dar cu ață dentară și cu periuța de dinți merge foarte, foarte bine toată treaba o ador. Dacă nu știți cum să vă curățați dinții aici și să înlăturați placă bacteriană, tartru și tot acasă, pentru că e indicat să faci treaba asta la cabinetul stomatologic, încercați această oglinjoară, sigur, sigur, sigur o să vă ajute. Eu n-am căutat-o pe internet foarte mult, v-am zis, doar am văzut-o în farmacia tei, dar nu mai era în stoc. Încercați-o, sigur o să vă fie de folos. Apoi, de câte ori v-am vorbit despre separatorul de gene, vedeți că le iau așa într-un mod random, pentru că am din mai multe categorii și vreau să, acopăr, să, le acopăr pe toate. Separatorul de gene îl am pe acesta de la Real Techniques. Da, atât scrie pe el că e un separator de gene. Posibil să mai aibă rezidul de mascara pentru că l-am folosit acum când m-am machiat. Așa arată el. Sunt practic niște peri, dar foarte, foarte, foarte duri și să știți că vă puteți răni super ușor. Eu la început, când nu știam să-l mânuiesc foarte bine, de multe ori m-am zgâriat aici și îmi dădeau lacrimile, dar ce -o mai fi și porcăria asta? Dar pe urmă, când am descoperit eu ce treabă bună face, nu mai plec nicăieri fără el. Dacă plec um, fără ondulatorul de gene, pe care nu-l veți vedea aici, E una, pentru că mai întorc genele cu degetele și așa, dar fără acest separator nu plec nicăieri. Deci oricât de prost ar fi mascara și oricât de mult v lipi genele, dacă îl folosiți se separă foarte ușor, nu trebuie să așteptați ca produsul să se usuce. Dacă se usucă complet mascara, nu mai puteți să faceți nimic cu el și doar vă trageți de gene, atât, vi le agresați și nu e cazul. Dar după ce ați venit cu produsul, pieptănați foarte frumos genele și o să rămână super separate și arată divin, credeți-mă. Vi le recomand și pe acesta, pe toate, de fapt, vi le recomand. Apoi, rollerul, am zis bine, facial. Eu l-am pe acesta de la Meloni, mi l-a cumpărat Cristi de ziua mea, Anul trecut sau acum 2 ani. Cred că anul trecut nu aș mai putea să-mi fac rutina de seară, vara în special, pentru că iarna nu l-am folosit atât de mult, dar vara nu aș mai putea fără acest, această ustensilă. Eu o țin în mini frigiderul de cosmetice și în momentul în care am avut o zi extrem de grea, cald afară, am stat prin căldură, acesta pur și simplu mă scoate din starea aia de moleșală și îmi dă un refresh. Deci în, în momentul în care vin cu produsul acesta care este foarte rece cu bilele astea care sunt super reci, tenul meu se simte mult mai bine, mult mai proaspăt și o să vedeți imediat cam ceva și pentru ochi. Eu folosesc partea aceasta mai micuță pentru zonele mai... Mai micuțe, iar bila aceasta mare, pentru restul feței, îmi fac un masaj facial și când folosesc masca, produsele se absorb mult mai bine dacă folosesc produsul acesta. Nu vi-l recomand neapărat pe acesta de la Melonii, puteți încerca orice ustensilă de genul acesta, doar că eu dacă am folosit-o pe ea, sunt foarte mulțumită. N-am mai încercat de la alte branduri de aceea, vă prezint pe aceasta. Și vă vorbeam și despre chestii pentru ochi, tot de la Melonii sunt și tot de anul trecut sau acum 2 ani, nu mai știu, aceste globuri pentru zona de sub ochi care fac o treabă la fel de bună precum acest roller, ca să nu stau să-mi masez zona ochilor cu această chestie micuță, că -mi cam intră chestiile astea prin ochi, am preferat să am și aceste globuri. Așa arată ele. Lichidul din interior se răcește super bine. Eu la fel îl țin în frigiderul pentru cosmetice. Și le folosesc ori de câte ori simt eu nevoia, de 50 de ori pe zi dacă nu am make-up, pe make-up nu le aplic, dar și dimineața când sunt foarte somnoroasă și mă trezesc foarte greu, dacă m-ați mai urmărit știți că eu am un start super greu, urăsc diminețile, nu-mi place să mă trezesc, nu am o bună dispoziție, sunt mereu moroconoasă, dar dacă folosesc aceste globuri în zona asta, parcă mă trezesc mai bine, zici că aș sta, aș sta continuu într-un... Nu știu, într-un recipient ceva cu apă rece și parcă, parcă îmi vine și mie așa puțină energie. Fac o treabă minunată, îmi plac foarte mult. Eu am avut grijă de ele și nu s-au spart pentru că am primit întrebări dacă rezistă. Ele, uite, sunt uh, din sticlă, dar la mine nu s-a întâmplat nimic cu ele și hai să vă arăt cum le țin eu în frigider. Le pun în chestia asta. Este uh, trebușoara în care vine Beauty Blender-ul când îl cumpărați din Sephora. Și așa le țin eu în frigider, nu se varsă, nu se sparg, nu se ating de alte chestii, stau foarte bine și în siguranță. Nu știu dacă vă așteptați sau nu, dar eu nu pot să mă descurc la unghii, fie că vorbim de aplicatul ojii semipermanente, fie că vorbim de o ojă normală sau gel, nu mă descurc fără acest. <laughs> fără acel imediat! <laughs> Băți de bambus. Am încercat tot felul de ustensile din astea care să îmi îndepărteze oja de pe lângă un unghii. Nu fac, eu nu mi aplic oja într-un mod profesional, să zicem, n-am cursuri, fac treaba asta doar pe mine de foarte mulți ani și atâta tot. Deci vă recomand chestia asta ca un amator ce sunt, să zicem. Dar eu mi îndepărtez foarte bine cu bățul acesta de bambus, tot uh, rezidul de la ojă semipermanentă normală ETC. Am încercat, cum vă spuneam, mai multe, uite și chestii de genul ăsta mai ascuțite, dar de fiecare dată am avut impresia că mai mult mi se împrăștie produsul, culoarea peste tot, uh, era murdară pe degete și am revenit la bățul de bambus. Am foarte multe, cu siguranță știți cum arată, le-ați văzut prin magazin, dar poate nu le-ați dat importanță, îndepărtează super bine. Voi aveți focus acolo, că nu-mi dau seama. A, acum vedeți. Al meu este murdar pentru că îl folosesc foarte des, v-am spus, și se murdărește. N-ai ce să-i faci, dar îl se curăță foarte ușor cu acetonă. Eu, pe lângă asta, îl mai folos folosesc bețele de bambus și pentru a-mi curăța bijuteriile. Cu siguranță știți, imediat vă arăt. Căinelele. Fac rezidu din ăla de săpun, dacă nu le dați jos. Eu, spre exemplu, nu-mi dau niciodată inelele, brățările, cerceii uh, jos în momentul în care fac duș. Prefer să le țin acolo, nu-mi place să le schimb, uit să le pun la loc. De aceea se strânge săpun pe ele și nu pot să curăț cu altceva pentru că se zgârie. de a vă zic că am încercat și cu scobitoare am încercat și tot se zgârie. Dar dacă folosesc partea aceasta de la băț, care este rotunjită, nu se întâmplă absolut nimic, se îndepărtează foarte ușor, îl poți folosi și sub apă, și peste tot. V-am vorbit despre un băț, când n-am vorbit în clipul cu produse terminate, dar chiar îmi place să știți, puteți să îl încercați. Apoi, dischetele acestea uh, reutilizabile, uh, ați mai văzut cu siguranță la mine, și prin holuri, și prin produse terminate, că încă folosesc acele dische dischete. De de unică folosință. Le folosesc pe acelea în momentul în care acestea nu sunt curate, spălate, uscate. Am vreo câteva în casă, cred că vreo 5 sau 6, dar se întâmplă să nu fie uscate, curate, toate și nu-mi place să folosesc o dischetă de două ori. Deci dacă m-am demachiat astăzi și doar am clătit-o eu foarte puțin sub duș sau sub robinet, cu siguranță nu o voi mai folosi și în seara următoare, ci prefer să le spăl la mașina de spălat, să fiu eu sigură că sunt curate curate. Am făcut această paranteză ca să înțelegeți, pentru că ați văzut și dischetele de unică folosință. Dar acestea deci fac o treabă extraordinară, mai bună decât acele dischete. Cu siguranță vi s-a întâmplat și vouă, măcar odată, ca de la dischetele acelea să vă rămână pe gene, Uh, vata din care sunt făcute sau materialul, bumbacul din care sunt făcute. Ei bine, mie îmi rămân firicelele alea pe gene, iar în momentul în care clipesc, de fiecare dată mi intră în ochi și este o senzație îngrozitoare. Dar când vreau să-mi demachez foarte bine linia asta a a genelor, fie că vorbim de cea superioară sau inferioară sau cum să o numim ele. Îmi place să folosesc discheta asta, știu că materialul este unul foarte moale, îmi curăță blând, zona ochilor nu trebuie să stau să trag și aceasta pe care o am eu nici nu știu de unde, de la Parsa, cumpărată din DME, foarte mare, vedeți, funcționează foarte bine și cu apa micelară. Am încercat mai multe dischete care nu prea au făcut o treabă bună cu apa micelară, pur și simplu împrăștiau așa machiajul, probabil din cauza materialului, nu știu. Apoi, curățătorul pentru perie pe care, doamne, nu mi-aduc aminte de cât l am, 3 ani, 4 ani, nu mai știu, dar Periile mele arată foarte bine doar datorită acestui obiect. Se curăță foarte ușor. Eu întâi, deci am peria, vin cu grebluța asta în perie, iau foarte bine părul, pentru că a început din nou să-mi cadă părul foarte mult, curăț părul super bine, apoi merg la chiuvetă, pun șampon ceva pe perie, o clăbucesc acolo bine, bine și vin iarăși cu această chestie. Funcționează bine și sub apă și fără apă și oricum ar fi. Am cumpărat-o din Jumbo, super ieftină, a rezistat, vedeți și voi că perii ăștia s-au cam strâmbat de cât de folosită este dar îmi place mult de tot. Eu înainte stăteam, mă chinuiam cu bețișoare de urechi, cu scobitoare, scobitori, mă rog, să curăț toate firele de păr de acolo, praful, dar de când o am pe asta nu mai am nicio treabă. Am lăsat-o așa mai spre final pentru că mă îndoiesc că nu ați folosit-o deja. Foarte bună, cumpărată din Jumbo. Și mai am aici o singură chestie. Da, cred că v-am vorbit despre toate. Mă uit aici în agenda pentru că mi le-am notat. Azi dimineață v-am zis. Cred că asta este ultima chestie despre care vreau să vă vorbesc și anume aceste lame pentru îndepărtarea porului facial. Eu n-am problemă cu porul facial, nu mă epilez pe față, gen pe aici, pe obraj, pe undeva, dar folosesc chestia asta pentru a-mi da formă la sprâncene. Mi se pare mult mai ușor să-mi conturez sprâncenele cu această lamă hai să-i zicem lamă, în partea aceasta de aici se... cum să zic, se conturează foarte, foarte frumos linia aceasta, iar eu n-am avut probleme să-mi crească firele de păr mai mult, mai groase, mai... nu știu cum, nu mi s-a întâmplat nimic și vreau să vi le recomand pe acestea din Kaufland, care sunt pentru băieți. Eu am încercat mai multe și din DM de la Balea, ceva sau de la Parsa, nu mai știu, dar m-am oprit la acestea din Kaufland care sunt foarte, foarte bune, taie foarte bine, nu sunt absolut deloc dure, deci nu zgârie niciun fel și le găsiți la raionul acela cu spume de băr bărbierit, chestii din astea pentru barbă și tot felul de pămătufuri din alea, acolo le găsiți, sunt de bărbați, v-am spus, le veți găsi într-un set de trei: așa gri, una albastră și una... Albă, parcă nu mai știu. Dar fac o treabă minunată și nu vă gândiți că eu le schimb la o săptămână, două, nu. Le dezinfectez foarte bine după fiecare utilizare cu alcool, nu le dau cu spirit, ci cu uh, alcool și le folosesc în continuare. Nu mă întrebați de ce mă bulbui. Uh, am defilmat mult astăzi și probabil din această cauză am intrat în viteza aia de, uh, de vorbit, să știți. Mult, îmi plac foarte mult și cam astea au fost ustensilele, obiectele, nu știu, chiar o să am temă de gândire la titlul acestui clip. Acestea au fost cele pe care eu le folosesc. Dacă ați încercat și voi vreunul, abia aștept să-mi spuneți sau dacă mai aveți chestii pe care, care vă ajută foarte mult pe voi când vine vorba de rutine sau alte chestii, vă rog să ne spuneți și nouă, poate așa... Aflăm și noi despre multe chestii interesante. Eu sper că v-a plăcut clipul meu, sper că v-a fost de ajutor. Dacă aveți mai multe întrebări despre eu chestiile pe care vi le-am prezentat poate nu v-am spus eu de unde sunt sau am omis anumite detalii îmi scrieți în comentarii pe Instagram unde vreți voi, nu pe Facebook, că nu intru pe Facebook nu-mi place, nu-mi petrec timpul acolo dar dacă îmi scrieți în comentarii sau pe Instagram, cu siguranță o să vă răspund. Ok, până la următorul clip vă doresc o zi extraordinară și ne revedem cu idei noi și cu forțe proaspete. Pa, pa!